Dar să știți că și următoarea noastră invitată ne va aduce un strop de vară în platoul Vorbelor Bune și asta datorită noului său videoclip. Hola, señorita! Vino mai repede aproape de noi, Ginia! Salut! Salutare! Bine ai venit! Bine am găsit! Ia ta, te-ai mai schimbat! Așa, un picuț. Un picuț, un picuț vinișor te-ai schimbat. Ne bucurăm, draga noastră, pentru succesul tău, pentru că prima dată ai venit aici pe canateaua noastră, erai la prima melodie, erai emoționată. Acum te-ai mai obișnuit cu camerele, cu totul, așa? Așa, un picuț, da, am intrat în ritmul acesta. Mai alert. Mai alert, mai de vedetă. Probabil. Probabil. Îți place ce trăiești în această perioadă a vieții tale? Sincer, îmi place foarte mult acest regim și această perioadă mai încărcată. Eu cred că e o experiență foarte frumoasă la care în viitor, la sigur, o să vreau să revin. Așa. E o perioadă încărcată pentru că ai și muzică, dar ai și... Am și muzică, am și școală. Și școală de ai... muzică și școală auto. Așa, și școală auto încă te-ai apucat? Da, de fapt o finisez deja. Așa, și o să ținem pumnii. Când ai examen? Țineți pumnii că acum mai îmi pare că pe 15 am orașul examenul. Da, aici o să ai nevoie de tare multe, multă energie pozitivă, pentru că sunt unii care din a 10, 15 oară. Dar hai la tine să ne gândim că va fi pozitiv și se va întâmpla totul mult mai repede. S-a întâmplat repede filmarea la noul tău videoclip, pentru că în aceste momente deja admirăm imagini din spatele filmărilor. A fost o zi întreagă de filmări, de la orele 8 până la 1 și un minut. Noi am finisat și m-am uitat la telefon și zic, băieți, exact. E unul și un minut, da. Și a fost foarte interesant. Am trăit, practic, experiența pe euforie și pe extaz. Eu nu simțeam foame, durere, că mă poate încălță mintea undeva ceva, nu-i cum trebuie. Adică tot era perfect, m-am străduit cât mai mult să intru în rol și cam așa a fost. Așa, melodia și textul, cui aparține? Eu le-am scris. Și melodiile de până acum tot le-am scris eu. Prima, de fapt, a fost și o colaborare cu Eduard Sanda și Irina Cupco. Și urmează încă melodii pe care tot eu le-am scris. Nu știu, cumva consider că altfel le simt când le scriu tot eu și altfel le cânt, pentru că mi-aparțin mie și vorbesc despre istoria mea. De fapt, tu muncești foarte mult în studioul băieților. De câte ore stai pe zi? Să creez. Acum că e perioada asta mai cu promovarea melodiei, mai cu școli, da, e un pic mai rar, trec să zic, o dată pe săptămână undeva, dar înainte era chiar de vreo 2-3 ori pe săptămână, sigur câte vreo 4-6 ore. Pentru că intri acolo și trebuie să stai, să aștepți muza, să aștepți ritmul, să aștepți versul. Da, așa e. Trebuie să fie și o chimie foarte... favorabilă între tine și producătorul de muzică. Mie îmi place să compun și singură, în solitudine, astfel uneori compun acasă, atunci când îmi este comod și într-adevăr sunt momente din astea în care parcă te trăsnește așa inspirația divină, să zic. Așa, imaginea, iarăși ai avut parte de un stilist bun, pentru că te-ai transformat în foarte multe ținute și în multe stiluri. Care a fost ținuta ta preferată din videoclip? Sincer, nu știu. Mie ambele îmi plac. Și, într-adevăr, a fost o schimbare radicală, pentru că, din câte puteți observa, am chiar și culoarea părului e un roșcat mai deschis, mai așa, sare parcă în ochi. Da. Și, cumva, eu am vrut să rămân la culoarea aceasta, dar nu mă puteam deprinde cu ea. Aha. Adică mă uitam în oglindă și parcă nu eram eu cumva, așa că am revenit înapoi la culoarea mea mai naturală și deja și look-ul începem să-l schimbăm, din câte puteți observa am scăpat și de breton. El este, da, de fapt, da, când da, îl port... Dar e sub clame, da, da. L-ai prins. Așa, ai oameni care se ocupă de imaginea ta? Sigur, sigur, da. Lucrăm acum cu stilista Katia Popescu și avem chiar și o legătură de prietenie foarte frumoasă. Ne înțelegem așa din două cuvinte și sunt tare încântată că noi toți acolo am arătat, după părerea mea, foarte fain.
Așa. Cum s-au comportat, se comportă în continuare tăticii? Pentru că, practic, ai fost primită cu brațele deschise de către frații Spoială și ei sunt cei care în continuare te ajută să te descoperi și să descoperi stilul tău muzical. Pentru că e foarte important pentru un artist să înțeleagă care este filiera sa. Da, da, așa e. Mi-a plăcut cum sună asta, tăticii. Da, pentru că, oricum, e o diferență de vârstă între da, voi. Cât? Da. Cam vârsta ta, cam aceeași diferență de vârstă, da? Nu știu, cam așa. Cam așa. Cam vreo 10-12 ani diferență. Mă înțeleg foarte bine cu ei. Avem chiar o relație de prietenie și îmi place că avem chimia asta, ne înțelegem foarte bine și cumva putem să lucrăm la un scop comun. Adică și eu vin cu idei și ei vin cu idei și împreună le realizăm pentru a face ceva frumos. Așa, și așa cum s-a întâmplat frumos cu Mark Stem, plecarea în România și amplasarea bine deja în showbizul românesc, cred că același lucru se va întâmpla cât de curând și cu tine. De asta faci și școala, de asta îți închei și studiile aici în Moldova. Îți dorim multă baftă. Mulțumesc și mult. Vrem în aceste momente să te admirăm și pe tine, dar și videoclipul tău, pentru că în curând vine vara și avem nevoie de hituri de vară, iar Ginea ni-l oferă pe unul dintre ele. Te ascultăm, draga noastră, și dansăm împreună cu Ginea, pentru că trebuie să ne bucurăm de perioada asta frumoasă pe care o trăim. E sfârșit de primăvară, da, primăvară de asta cam rece. Abia așteptăm să vină vara cu adevărat și să ascultăm muzică, să dansăm și să ne bucurăm de viață. Noapte albă, sub cor de lună, când suntem împreună.